Salut, sunt Raul Opruț și astăzi vă răspund întrebărilor voastre. Denis Mann. Am o părere foarte bună, dar este loc și de mai bine. Nu. Nu neapărat rău. Familiei mele și unchiului meu. Îi sfătuiesc să dea totul la fiecare antrenament. Mi-aș dori asta. Visam să ajung la Național Under 21, nu mă gândeam că o să ajung cu Hermannstadt. Și nu știu exact meciul după care am intrat în vizorul selecționerului. Nu o să-l trăiesc de echipa. Nu știu unde mă văd. Te vezi bine. Mă văd bine. Sincer să fiu... Nu cât ar trebui. Românii sunt văzuți bine acolo datorită foștilor mari fotbaliști care au jucat prin Italia. Părerea mea este că ei fac performanță pentru că investesc mai mult în structurile la nivel de juniorat, pun mult accent pe copii și în România nu se prea pune accent pe partea asta. Mi-e cel mai dor de publicul în Sibiu. Cu siguranță ne vom salva. Nu știu exact ce mai lipsi, dar faptul că nu am reușit să mă impun acolo dă dovadă că n-am avut lucruri necesare ca să rămân în Italia în prima ligă. Nu mă gândesc încă la asta. Mi-ar plăcea foarte mult să susțin pe Poli. Nu voi da uitări niciunei echipe din cariera mea până acum. Cel recent cu Steaua, cu FCSB-ul. Pe teren pot să vă spun că ca și mijlocaș stânga cu Joe și cu Suntean și în afara terenului cu Ionuț Pop. Pentru că mi s-a părut o provocare foarte interesantă. Vă dați seama că orice jucător își dorește lucrul ăsta. Cu siguranță. Nu cred că este un secret în creșterea de la meci la meci. Cu siguranță munca și dorința de a ajunge cât mai departe. Și îți place fotbal. Și îmi place și fotbalul. Te întreb o domnișoară pe Instagram, ce mai faci? Serios, așa te întreb. Bine. Pe David la Bayern München. Nu am un ritual care să mă motiveze, ascult muzică și mă concentrez să fac ceea ce știu în teren. Just fiu, m-am bucurat. Am sărit în sus. Vlad Chiricheș. Pentru asta muncesc în fiecare zi. Nu pot să-mi dau cu părerea despre asta, îi prefer să las altă lume care cunoaște lucrul ăsta. Îmi doresc să ajung cel mai tare fundaș în România. În momentul de față, nu cred că sunt pregătit, dar pe viitor îmi doresc lucrul ăsta. Întrebarea este aceea cu ce ai sfătuit pe băieții de la juniori să facă pentru a ajunge măcar la nivelul la care... Ok, Adina a repădat o adresat această întrebare, așa că doamna sau domnișoara, dumneai a câștigat un premiu special surpriză din partea noastră. Felicităm. Întrebarea adresată lui Raul Opruț. Raul, dacă mai ai ceva să le transmiți în spaniol? Forța Hermannstadt!